doi voinici gemeni ajung împărați. A fost odată ca niciodată, pe când și ursul avea coadă, a fost odată un moș și o babă, și fiindcă n-aveau copii, erau tare necăjiți. Odată Maica Sfântă s-a îndurat de ei și le-a dat doi în loc de un. Acum bucuria lor a fost deplină. Feciorii creșteau văzând cu ochii și erau frumoși ca doi bujori. Moșul și baba nu mai puteau de dragul lor. Ajungând feciori mari și părinții lor fiind săraci, s-au înțeles cei doi frați să plece la oraș, unde sunt mulți oameni bogați, doar își vor afla vreun serviciu bun ca să-și poată ajuta și părinții. Într-o zi, feciorii au spus părinților care este dorința lor și rugară să le dea voie să meargă să-și încerce norocul. Părinților le-a fost foarte greu să se despartă de copiii lor, dar dacă lor aceasta le-a fost dorința, nu s-au împotrivit. Mama lor le-a pregătit merinde pentru drum și într-o bună zi, luându-și rămas bun, au plecat spre oraș. Înspre seară au ajuns într-o pădure frumoasă, lângă un izvor, și aici au rămas peste noapte. Căutând prin apropiere crengi uscate ca să-și facă puțin foc, unul din frați a dat cu ochii de o groapă adâncă și în fundul gropii au văzut un cerb frumos. Chemă îndată pe fratele său să-l vadă și el. Se minunau foarte mult de el, căci era o frumusețe rară. Deodată auziră din fundul gropii grăindu-le cerbul în graiul nostru omenesc, zicându-le: "Dragii mei, vă rog să-mi faceți un bine, să mă ajutați să ies din groapa aceasta și eu vă voi face un mare bine din care vă veți cunoaște în toată viața." Feciorii noștri alergară îndată prin pădure și, aflând mai mulți curpeni, făcură o funie împletită în 4-5 fire, la capătul din jos răsuciră două gușbe tari, în care să intre câte un corn, și cu ajutorul acestei funii traseră cerbul afară din groapă. Drept mulțumită pentru această binefacere, cerbul, care era fermecat, le-a dat fiecăruia câte 3 fire de păr din coama sa, spunându-le că de câte ori vor avea vreun necaz mare, să ia cele 3 fire de păr, să le scuture de 3 ori și să le spună: "Veniți, ajutoarele mele!" și îndată vor fi în fața lor. După aceasta, cerbul s-a făcut nevăzut. Cei doi frați erau foarte bucuroși că au putut face o faptă bună și au aprins focul și s-au așezat la cină. După cină, au adunat câteva brațe de frunze uscate și mușchi și au făcut un pat moale în fața focului. Dimineața s-au trezit odată cu privighetorile și, stingând bine focul, plecară să scurteze din drum. Deodată văzură în fața lor niște case înalte și frumoase, cum nu văzuseră în satul lor și nici prin satele vecine, și-și ziseră: "Ăsta o fi orașul, că-i tare frumos." Au intrat pe o stradă mare și largă și se tot mirau de minunile ce vedeau la tot pasul. Mergând ei așa, tot uitându-se și în dreapta și în stânga, întâlniră un om bătrân care, oprindu-i în loc, îi întrebă: "Unde mergeți voi, feciori?" "Mergem să ne aflăm un stăpân bun pe care să-l slujim cu cinste, căci suntem băieți săraci și avem și doi părinți bătrâni pe care vrem să-i ajutăm," răspunse unul din frați. "Vreți să veniți la mine? Unul să împăziți o turmă de porci, iar celălalt o turmă de oi?" îi întrebă bătrânul. "Vrem!" răspunseră bucuroși băieții amândoi deodată. Bătrânul plecă înainte și făcu semn acestora să-i urmeze. Se văzură în fața unei case mari cu o curte largă, iar în fundul curții niște grajduri frumoase, cotețe de tot felul și staule pentru oi. "Iacă!" zise moșneagul, care era stăpânul, "aceștia sunt porcii și dincoace sunt oile. Oile sunt mai multe decât porcii, așa cum vreți voi să vă împărțiți, vă înțelegeți voi doi între oaltă. Plata e aceeași și la unul și la altul. Eu vă bag slugi pe câte 3 ani. Dacă ați împlinit 3 ani, vă dau fiecăruia un sac de galbeni." "Bine, stăpâne dragul nostru," răspunseră feciorii și a doua zi plecară unul cu oile și altul cu porcii. În ziua următoare se schimbară și tot așa au făcut până au împlinit 3 ani. După ce s-au împlinit 3 ani, cei doi frați, luându-și fiecare sacul cu galbeni, au plecat plini de voie bună că merg la părinții lor să le dea bucurie mare, căci de acum vor avea și ei de toate și nu vor mai îndura lipsurile și sărăcia. Când au ajuns în pădurea unde s-au oprit o noapte la venirea lor, în urma lor s-au auzit tropote de cai. Veneau 12 tâlhari care știau că au la ei 2 saci de galbeni și voiau să-i omoare și să le ia sacii cu aur. Tâlharii i-au înconjurat și cu sulițele îndreptate spre ei le cereau sacii cu galbeni. Frații scoaseră cele 3 fire de păr de cerb și, scuturându-le de 3 ori, spuseră: "Veniți, ajutoarele mele!" Cât ai bate în palme, se arătară în fața lor 3 cerbi uriași și întrebară: "Ce porunci ne dați, dragi stăpânii noștri?" "Pe tâlharii ăștia să-i faceți una cu pământul, că au vrut să ne omoare." Auzind tâlharii ce-i așteaptă, au luat-o care încotro, crezând că vor scăpa cu fuga, dar în zadar cerbii i-au ajuns pe toți și i-au omorât. Acum frații erau foarte voioși că au scăpat de tâlhari și s-au rugat de cerbi să-i conducă până când ies din pădure, ca nu cumva alți tâlhari să le iasă în cale. Unul din cerbii întrebă: "Unde vreți voi să ajungeți, dragi stăpânii noștri?" "Vrem să ajungem la scumpii noștri părinți, care de 3 ani ne așteaptă," răspunseră frații. "Al câtelea sat e de aici până acolo?" îi întrebă cerbul. "Al 3-lea sat, cale de o zi pe picioare," răspunseră ei. "Luați sacii și legați bine între coarnele mele," zise unul dintre cerbi, "iar voi vă urcați în spatele fraților mei câte unul și peste câteva clipe vom ajunge în satul vostru și vă vom lăsa la marginea lui." N-a trecut ca de când vă povestesc și feciorii noștri erau la marginea satului lor. Mulțumiră cerbilor și îi îmbrățișară ca pe niște frați buni. Feciorii își luară sacii în spinare și se îndreptară spre căsuța lor, care acum li se părea și mai mică și unde îi așteptau bătrânii lor părinți. După ce s-au îmbrățișat, feciorii au luat cei 2 saci de galbeni și goliră în mijlocul odăii. Când văzură atâta aur, au rămas înlemniți bieții părinți. "De acum am scăpat de sărăcie," își ziceau ei. Și așa a și fost. Împăratul Verde, care stăpânea în țara lor, era foarte necăjit. Singura lui fată, la care se uita ca la lumina ochilor, a furat-o un zmeu. Împăratul a dat de știre în toată țara și în țările vecine că acelui viteaz care îi va scăpa fata din mâinile zmeului și o va aduce acasă, îi va da 1/2 din împărăție și fata de soție. Auzind frații de necazul împăratului, s-au înțeles să meargă unul dintre ei să-și încerce norocul, dar nu știau care să meargă. Atunci unul o întrebă pe mamă sa: "Mamă, știi dumneata care din noi doi e mai întâi venit pe lume?" "Știu, dragul mami," răspunse mamă sa, "acela din voi doi care are un semn negru pe brațul drept e cel dintâi născut." Frații își suflecară mânecile și văzură pe brațul drept al unuia un semn negru cât un bob de linte. Abia acum au aflat și ei care e cel mai mare și care e cel mai mic. Acum zise cel mai mare: "Eu mă duc la împăratul să-i spun că eu îi aduc fata." Așa și făcu. Merse la împărat și-i spuse: "Înălțate împărate, eu mă duc să vă aduc fata acasă și am să omor zmeul." "Bine," îi răspunse împăratul, "dacă tu mi-aduci fata, îți dau 1/2 din împărăția mea și fata ți-o dau de soție." Voinicul nostru plecă la drum. Când a ajuns afară din satul împăratului, scoase cele 3 fire de păr, le scutură de 3 ori și spuse: "Veniți, ajutoarele mele!" Și deodată se iviră cei 3 cerbi uriași și îl întrebară: "Ce porunci ne dai, drag stăpânul nostru?" Voinicul îi răspunse: "Vreau să ajung la palatul zmeului care a furat fata împăratului Verde, împăratul nostru, să mi-l omori și să-i duc fata, căci dacă eu duc, îmi dă 1/2 din împărăție și fata de soție." Bine, drag stăpânul nostru, răspunse unul dintre cei trei cerbi, urcă-te călare în spinarea mea, leagă-te bine la ochi și ține-te bine de coarnele mele și nu peste mult te voi lăsa la poarta zmeului. Voinicul nostru se urcă în spatele cerbului uriaș, se legă bine la ochi și se prinse cu amândouă mâinile de coarnele lui. Când fu gata, uriașul cerb se avântă în vinăția cerului și într-o clipeală nu se mai văzu de nori. După un zbor năprasnic, voinicul se văzu la poarta zmeului. "Acum stai aici," îi spuse cerbul, "iar când te voi chema, să vii la mine să vezi zmeul mort." Cerbul, luându-și avânt, sări peste poartă în curtea zmeului. Acesta era în leagăn, se învârtea de nu-i se vedea capul. Cerbul îi trânti o copită în leagăn, îi sfârmă oasele zmeului, încât nu se mai cunoștea nimic din el. "Drag stăpânul meu," strigă cerbul, "vino să vezi zmeul." Când intră voinicul pe poartă, văzu în mijlocul curții un stârv fără nicio formă. Voinicul merse îndată în palat și începu a căuta prin toate odăile după fata împăratului verde. Când deschise o odaie frumoasă, văzu lângă fereastră o fată frumoasă plângând. Când dădu ochii cu voinicul nostru, își șterse ochii și spuse cu groază: "Vai, dragul meu voinic viteaz, dar cum ai cutezat să calci cu picioarele în palatul afurisitului istuia de zmeu, căci de te simte că ești aici, te face mici bucățele și-ți sărează carnea. Nu mai purta nicio frică, draga mea, căci zmeul tău e mort," răspunse voinicul. "Eu am venit cu poruncă de la tatăl tău, împăratul verde, să te scapi de robia lui. Acum vino cu mine în curte, căci acolo ne așteaptă ajutorul meu, un cerb uriaș care m-a adus aici și care a omorât zmeul. El ne va duce la tatăl tău." "Vai, dragul meu, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binefacerea ta, căci eu nu mai trăgeam nădejde să mai văd părinții și țara mea." Ieșiră grăbiți din palat și în mijlocul curții văzu frumosul cerb și aproape de el rămășițele zmeului, din care nu se mai cunoștea nimic. Când ajunseră în fața cerbului, voinicul îl întrebă: "Acum ce vom face, dragul meu ajutor?" "Așa cum am venit, tot așa vom merge, căci pentru mine aceasta nu e nicio greutate," răspunse cerbul. Fata deodată își aduse aminte că fratele zmeului ei a furat pe fata împăratului roșu, tot în ziua în care a furat-o pe ea, și spuse voinicului: "Unde-i palatul lui?" o întrebă voinicul. "Lăsați-l că-l aflu eu, chiar dacă ar fi în gaură de șarpe," răspunse cerbul. "Urcați-vă în spinarea mea și vă țineți bine unul de altul și de coarnele mele." Voinicul și fata se suiră și se țineau bine de coarnele lui. Acesta se avântă ca într-un zbor și se pomeniră în fața palatului zmeului mai mic. Voinicul și fata săriră jos în spatele cerbului și așteptară să vadă ce se va întâmpla cu acesta. Cerbul sări peste poartă și, dând față cu zmeul, nu mai așteptă nicio mișcare, îi izbi o copită puternică în burtă și îl rupse în două, lăsându-l mort, neavând timp să zică nimic. Acum striga pe cei de afară: "Dragi stăpânii mei, veniți să vedeți zmeul și căutați fata împăratului roșu, să o ducem și pe ea acasă." Cei doi alergară repede și veniră cu fata, care plângea de marea bucurie că a scăpat de zmeu. Cerbul uriaș le spuse fetelor să se urce în spatele lui și să se țină de coarnele lui, să se lege bine la ochi, iar voinicul la fel, căci el știa ce are să facă. După ce se așezară bine, cerbul își lua vântul și într-o clipită erau nevăzuți. Acum se apropiau de palatul împăratului verde, care îi aștepta cu multă nerăbdare. Mai mare le-a fost bucuria când i-au văzut intrând pe poartă și pe fata împăratului verde și a împăratului roșu, pe care le scăpase voinicul. Acesta trimise vorbă fratelui său să vină îndată la curtea împăratului, ca să meargă el cu fata cealaltă să o ducă acasă la tatăl său, împăratul roșu, căci aceasta are să-i fie soție. Cum ajunse acesta, luă fata, se urcară în spatele cerbului și porniră ca vântul spre țara împăratului roșu. Când ajunseră aici, în curtea palatului, Părinții fetei erau să nebunească de bucurie, văzându-și fata scăpată din ghearele zmeului, căci începură să-și piardă orice nădejde. Tu ești ginerele nostru drag, căci din toți prinții de împărați și crai care și-au încercat norocul să ne scape fata, numai tu ne-ai putut-o aduce. Mâine dimineață îți dau o trăsură cu 4 cai, să mergi la părinții și la fratele tău și să-i aduci aici să fie și ei părtași la bucuria noastră când vă logodiți, iar apoi să hotărâm împreună când să ținem nunta. Aceleași pregătiri se făceau și la curtea împăratului verde. S-au înțeles ca întâi să se facă nunta aici, iar după o săptămână la împăratul roșu. Și s-au făcut 2 nunți ca în povești. Și așa, 2 băieți gemeni din părinți săraci au ajuns să fie împărați și dacă n-or fi murit, și ea să străiesc. Iar eu m-am suit călare pe un tăiș de coasă ca să vin la dumneavoastră să vă spun o poveste frumoasă. Și am venit călare pe un cocoș ca să nu vin pe jos. Apoi m-a adus în zbor o găină ca să nu viu prin tine. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult, să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!